Entuziasmul peremiștilor merge până la scrutinul electoral din 2012, unde dacă nu vor reuși performanța de a obține un scor care să resusciteze viața partidului, vor dispărea de pe scena politică. Va funcționa pe perioada campaniei electorale locale deocamdată, așa, ca noi să candidăm pe liste comune. Adică PRM-ul cu PNG-ul, pe listă comună. Ați înțeles? Da. Acum se pune problema pe următor. Formula pe care noi va trebui să apărăm pe listele electorale, care nu le-am definitivat, și bineînțeles așezarea pe liste care va fi bucătăria noastră, lasă română de zupune. Deci asta ar fi un pas. Problema e pe următor. Eu nu știu în ce măsură este îmbrățișată chestiunea asta la nivel de conducere superior sau la nivel de conducere națională la PNG-ului. Va fi, hai să nu folosesc termenul, celor două partide. Pentru că după 2012, dacă nu obținem să punem piciorul cu primării, nu vom mai avea nicio șansă. Pe de altă parte, liderii PNG au multe semne de întrebare. Noi nu știm care e formula legală, pentru că eventualitatea în care se face o alianță la nivel național, procentul care trebuie îndeplinit este de peste 8%, am înțeles. Dar veți face această alianță doar dacă se va decide la nivel național, nu? Păi noi o să propunem chestia asta și la nivel național, pentru că ne-am descurcat mult mai bine.